Marea revenire pe Brawl Stars în 2024, după cum puteți vedea, ne aflăm astăzi pe contul nostru de Brawl Stars cu Poco aici, rank 21, 500 de trofee, 10548 de trofee în total și da, am revenit pe Brawl Stars deoarece am văzut că în ultima vreme chiar se joacă toată lumea Brawl Stars, a nebunit tot internetul cu Brawl Stars și am zis, hai să postăm și noi și numai bine, de ce nu puteam noi să facem asta, adică uitați-vă puțin, am început să postăm pe canalul secundar, vreau să postăm pe canalul secundar de acum încolo cât mai multe jocuri, în afară de Stumble Guy și Minecraft, ceea ce facem noi pe principal, dar vreau să scrieți acolo în comentarii ce jocuri vreți să mai jucăm noi aici pe canalul acesta și voi încerca să postez cât mai des. Ei bine, pe canalul secundar, pe canalul principal o să fim noi în fiecare zi cum v-am obișnuit, dar că pe canalul secundar vreau să încercăm să postăm cât mai des posibil și să sperăm că o să ne iasă. Dar înainte de toate, hai să dați și voi acolo cât mai multe like-uri dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars și scrieți-mi acolo ce jocuri mai vreți în comentarii să încercăm în alte episoade. Și hai să ne uităm aici pe shop. Deci vedem că este Brawl Pass-ul care este 40 de lei. Ok, avem o ofertă specială de atâta gemuri. Eu am 51 de gemuri, 4299 de coinuri cum ar veni. Aici avem 55 de astea, nu știu care este faza cu ele pentru că nu m-am mai jucat. Hai să luăm de daily free bite-urile astea foarte frumos, clasic. Eu nu m-am mai jucat, nu prea mai știu foarte multe. Vreau să mă învățați voi acolo în comentarii. Ok, deci am văzut că acum putem să luăm free bite-uri, adică dacă avem Brawl Pass putem să mai beneficiem de câteva free bite-uri. Ok, ok, interesant. Hai să vedem ce se mai află pe aici. Ok, deci sunt skin-urile acestea. Da, uite, sunt pe Poco, practic bine, n-am gemuri, n-am nimic, absolut nimic pentru ele, dar da. Cam atât este cu shop-ul acesta. Probabil vă știați, dar hai să văd și eu pe aici pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp. După cum puteți vedea, am intrat eu astăzi ca să iau asta de ziua a treia, practic, și ziua 1 și 2 nu știu cum am luat, adică am intrat o singură zi înainte, am mai intrat acum câteva zile și nu știu cum am luat ambele zile, nu știu de ce s-a pus, dar da. Hai să intrăm acum, să ne jucăm. Vedem că avem aici brawlerii noștri special, practic, pe care i-am eu după raritate, după chestii. Hai să dăm aici după most trophies. Hai să vedem care are cele mai multe trofee cu care am jucat cel mai mult. Ok, deci Bull este pe primul loc, după Poco. Bine, practic astea sunt la nivel maxim, cred că trofee maxim 500 de, sunt toate la 500, altfel nu-mi explic. Ok, și Leon aici, vedem după cum se poate vedea aici toate caracterele mele, astea sunt caracterele mele și vreau să-mi scrieți acolo în comentarii care este caracterul vostru preferat și care este caracterul cel mai maxim, cum ar veni, cel mai OP dintre toate astea, cum adică care are cele mai multe trofee, cele mai multe chestii și etc. V-ați privit de idee. Hai să începem acum cu primul meci, dar înainte de toate, hai să ne uităm și la quest-uri aici, să vedem care este faza. Ok, deci avem asta cu damage-urile. Ok, ok, damage-uri și de asta pe eu, ei bine, ne jucăm un solo showdown, dăm damage foarte frumos. Hai să luăm noi astea de aici, foarte frumos, să mai luăm și noi să mai căpătăm niște XP de aici. Vedem că n-am făcut full din păcate încă, dar da, hai să-i dăm cu solo showdown, jucăm cu Poco pentru că pe Poco l-aveam eu aici și hai să vedem cum este Brawl Stars în 2024 și vreau să-mi scrieți acolo în comentarii dacă voi vă jucați și dacă vrei să mai vedeți episoade de genul pe canal. Ok, vedem cum arată interfața acum. Înainte nu era așa când mă jucam eu de un an am mai jucat, ceea ce pot să vă spun, de un an nu am mai jucat ceva de genul cam așa, dar hai să vedem. Deci ok, ne ducem acolo. Ok, cred că l-am omorât pe unul. Nu, nu l-am omorât, noi nu l-am omorât. Ok, poate putem să omorâm și ne post. Hai să ne ducem și ne așa lejer, lejer, foarte lejer. Ok, ne nimeni. Ba da, ba da, uitați-l post aici, e fix aici. A, pe omor post. A, da, vine ăsta din spate. Nu, 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 nu. Bă, ce caracter e ăsta? What? Nu cred că e caracter mai nou sau nu știu care e faza cu el, dar nu prea e bine că vine. A, de fapt, ba, am post. Ia vine mă înapoi, ia vine mă înapoi. M-am răzgândit eu. Ia așa, așa, de fapt. A, nu, am dat din greșeală ăsta, nu trebuie să-l dau acum. Ok, ok. Hai că l-am omorât ăsta. Ok, sunt în shout-out deja locul 2. Hai, mă, poate ia și eu locul 1, dar deși nu cred. A, ba da, iau că ăsta n-are de astea sau. Ia și atenție, atenție. Gata, mă, locul 1, primul meci după atâta timp, după un an de joc. Bine, m-am mai jucat, eu v-am zis, acum câteva zile, dar m-am jucat câteva meciuri să văd care este faza cu jocul acesta în 2024. Ok, vedem că s-au băgat niște chestii, win streak. Ok, ok, interesant, arată chestii interesante. Hai să dăm play și să vedem acolo. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să jucăm și cu voi. Și apropo, scrieți-mi ce jocuri vreți să mai joc. V-am mai spus asta, dar chiar sunt curios dacă vreți, de exemplu, Roblox și ce jocuri vreți să joc pe Roblox, dacă vreți să joc jocuri horror, ce jocuri și tot așa mai departe. Vreau să scrieți toate jocurile pe care voi vreți ca eu să le joc. Ok, hai să ne uităm acum, deci pe băiatul ăsta să treacă ăsta ca să putem să-l batem dacă putem. De fapt, n-a fost o idee prea bună. Hai că trecem la următorul meci, că asta a fost cam jale. Opa, opa, dar înainte să trecem, hai să vedem că avem chestiile astea aici. Nu știu care este faza cu ele, dar știu că primești ceva. Hai să vedem ce putem primi. Ok, 100 coinuri. Ok, hai să vedem ce primim de aici. 100 de astea. Ok, ok, iar îl facem pe ăsta, nu îl facem pe Griff. Mai avem puțin să-l facem și o să-l facem. Da, v-am zis că nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Ok, nu o să dau nou pentru ăla. O să-l fac eu lejer, dar hai acum vreau să mă joc cu Max. Vreau să dăm cu Max și scrieți-mi ce vrei să facem data viitoare dacă vrei să mă jucăm cu Brawl Stars, cu ce caracter vreți să joc eu în fiecare episod. Chiar sunt curios, vreau să facem așa o chestie în care să înscriți la episodul anterior de fiecare dată cu ce caractere vreți eu să mai joc în următoarele episoade. Chiar ar fi super spertare, pentru că așa poate vă fac și vouă plăcere să mă joc cu caracterele voastre preferate. Vedeți cum joc și eu cu ele și tot așa. Hai să ne dăm asta. Ok, deci avem asta de Crăciun, practic asta ne în partea asta, îl batem noi și noi pe ăsta pe bus, acum mai chema parcă ceva de genul. Ok, îl batem și pe Daryl. Ok, ok, mamă, deci două killer, mamă, hai mă că ne descurc.
oricum, oricum mie chiar mi-a plăcut Brawl Stars-ul la vremea în care mă jucam, mi se pare că în 2018-2019 ceva de genul mă jucam Brawl Stars, cred că prin 2018 a apărut, nu? După atunci mă joc eu, dar hai să vedem, ok, bro, au rămas 3 persoane, eu sunt aici la jumătate, stau lejer aici, nu fac nimic, îi aștept pe ăștia și hai să vedem ce putem face. Ok, vreau să mai dau un match în afară de ăsta, cred că atât e pe, pentru că ăsta este un episod informativ așa de început, pentru că v-am zis, n-am mai postat de foarte mult timp, adică știți că pe canalul acesta, dacă vă uitați acolo pe canal, aveam niște videoclipuri cu Stumble Guys în care nu vorbeam, erau titluri în engleză și chestii de genul, dar de ceva timp am zis, bă frate, hai să mă reapuc să postez aici. Știți că am postat acum 2 luni cu Fortnite un episod când a revenit Fortnite practic sezonul acela OG, capitolul OG, și am zis, bă frate, hai să ne reapucăm acum din nou, a revenit și Brawl Stars-ul, dar să sperăm că o să putem să postăm din ce în ce mai des. Eu o să fac tot posibilul, pentru că na, știți, e greu să mă ocup și cu canalul principal, să mă ocup și cu acesta și cu școala și toate chestiile astea de genul, că altfel, dacă ar fi fost vară și n-aș fi avut nimic, ar fi fost super spertare, dar mai avem de așteptat până la vară, nu-i nimic. Momentan, hai să vedem că poate să reușim să postăm și aici din când în când, așa, un episod, două pe săptămână, ar fi super spertare, chiar m-ar place. Și vreau să scrieți voi acum în comentarii ce vreți să ne jucăm. Ok, deci ăsta nu vrea să vină, hai că mă duc eu pe el. Hai mă, vină mai aici. A, pe el e lejer, mă. Păi ce e, mă, ăsta, bă, mie mi se pare, nu știu, lejer, Brawl Stars, mie chiar îmi place Brawl Stars. Deci am câștigat al doilea meci, unul cu Poco, unul cu Max. Hai să mai vedem, să mai dăm un meci, cred că nu mai am ce să mai zic sincer, adică foarte multe chestii, doar v-am zis, scrieți acolo în comentarii ce jocuri vreți să ne mai jucăm pe canal, ca să știu și eu ce putem să facem. Hai să ne jucăm cu Jessica, mi-a fugit așa, nu mie, mi-a făcut cu ochii, nu știu, că am văzut astea pe aici. Hai să-i dăm și noi upgrade totuși, dacă ar fi treaba și să începem să jucăm cu Jessica, să vedem care mai este faza, cum se mai descurcă și brawlerul acela. Și v-am zis, scrieți acolo în comentarii ce jocuri vreți să ne jucăm dățile viitoare pe canal, Roblox, ce jocuri pe Roblox și alte jocuri, nu știu, horror, ceva, orice vreți voi în afară de Minecraft și Stumble Guys, scrieți-mi acolo în comentarii și eu o să încerc să le încerc pe toate. Mă tot gândeam eu, bă, oare să postez în următorul episod, nu știu, să fac ceva cu Subway Surfer sau jocuri de astea ale copilăriei, că totuși și Brawl Stars este un joc al copilăriei, are venit jocul ăsta și vreau să readuc cât mai multe jocuri. Ok, vedeți că sunt într-un clan aici și clanul acesta este clanul meu, dar din păcate n-am mai fost eu activ și m-a dat jos jocul automat, i-a dat al cuiva, în fine, nu mai contează asta. Hai să intrăm din nou în joc aici și vreau să scrieți acolo în comentarii dacă ați vrea să vedeți un episod cu Subway Surfer sau cu orice alt joc mai vechi, sau fiți atent, vreau să scrieți acolo în comentarii pentru că eu vreau să încerc și jocuri de pe telefon și jocuri de pe calculator. Vreau să scrieți acolo în comentarii ce jocuri ați vrea voi ca eu să încerc și hai să ne ducem posta. Ok, Mortis parcă îl chema, posta, ok, mamă, stați puțin că n-a fost bine, mai bine nu mai duceam. Deci da, cred că ar fi o idee să-mi schimb caracterul, totuși n-aș vrea să joc cu acesta. Hai să vedem cu ce să ne jucăm. Bă, frate, nu știu, hai să dăm aici în primul rând, hai să dăm de pe raritate sau ceva de genul. Ok, nu, ba da, dăm de pe raritate, dăm raritate așa frumos. Dăm aici în jos și hai să vedem pe care putem să luăm. Bă, frate, cred că m-aș juca cu, hai să ne jucăm totuși cu Jin. Hai să vedem cu Jin. Care mai e faza cu Jin? Cum se mai descurcă Jin? Să vedem acolo și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți. De fapt, să puțin, scrieți-mi câte trofei aveți voi toți acolo, pentru că chiar sunt curios care aveți, dacă aveți mai multe trofei decât mine. Chiar sunt curios. Scrieți-mi acolo. Eu am mai multe trofei decât tine și scrieți acolo câte trofei aveți, sau dacă aveți mai puține, scrieți acolo, nu contează. Hai să ne ducem aici în jumătate. Bă, da, nu sunt chesturi pe aici. Ok, deci boxuri din aia nu sunt. Hai să ne ducem prin partea asta. Hai să-l batem pe ăsta. Asta e Daryl, cred că cu un skin ceva de gen. Ok. Bă, știți care este faza? Nici nu mai știu foarte mult de Brawl Stars, adică nu mai știu cum se mai numesc caracterele și chestiile astea. Încerc și eu să-mi dau așa cu părerea, să încerc să mi aduc și aminte puțin de bine. De fapt, nu le știu pe toate, dar cele pe care le știam de dinainte, dacă mai readuc eu puțin aminte de el, ar fi bine. Daryl, Maxi ăsta, hai să vedem. Vine înapoi. Aici. Gata, fiți atent. Nu, ok, l-am bătut pe ăsta, dar nu mai știu ce face ultimata lui Jim, parcă mă dădea aproape sau ceva de gen. Ok, nu. A murit. Ai. Acum vreau să dăm ultimul meci și ca ultim meci vreau să ne jucăm cu, hai să vedem după aici jos de tot și luăm pe Leon, frate, pentru că este singura legendară pe care eu am, dacă mi-aduc eu bine aminte, dacă ne uităm aici, cred că este, da, singura legendară pe care eu am și mi-aduc aminte că undeva prin 2019-2018 ceva de genul, dacă nu greșesc, eram în drum spre mare. De fapt, cred că veneam de la mare și eram oprit la o benzinărie și da, a fost un super interesant atunci. Dar hai să ne vedem, ce să ne jucăm. Bă, să ne jucăm tot ăsta sau să ne jucăm aici? Bă, nu știu, hai că mă joc tot ăsta, că mie îmi place totuși, mie îmi place Showdown-ul. Bine, de fapt, scrieți-mi acum în comentarii care este minigame-ul vostru preferat, pentru că al meu este Showdown-ul. Mereu mi-a plăcut, bă, frate, mă joc Brawl Stars, mă joc solo Showdown sau duo Showdown. Când mă joc cu cineva, mai ales dacă sunt în duo, zic, bă, frate, hai să ne jucăm duo Showdown, nu vreau să mă joc altceva. Adică ăsta este preferatul meu, dacă vreau să fac obiective sau chestii, vă dați seama că mă joc și altceva, dar în principal eu m-am jucat doar duo Showdown. Ok, deci dacă mă joc duo Showdown, nu trebuie să mor sau solo Showdown. Ok, uite că aveam de asta clonă. Ok. Uite, știi că parcă mai intrasem acum câteva luni pe joc totuși. Eu pe telefon să mă mai joc așa din când în când, nu mai știu exact când, dar știu că parcă intrasem, dacă mi-aduc aminte. Ok, vedem că avem, deci
avem o chestie de asta, așa, vedeți, și o chestie de aia ultimata, ok. Păi, dar nici nu știu ce dăduse mai devreme, în fine, deja mă încur, nu mai știu să mai vorbesc. Hai să vedem, să ne concentrăm aici pe joc. A, deja a venit asta pe mine. De fapt, aproape, îl bate, nu îl bate. Era frumos, dar de fapt nu cred că bate ăla, mă, dacă asta să mă gândesc, da. Nu mai are să mai vorbim, deja mă încurc aici la vorbă. Ăsta a fost un episod așa de început, informativ. Hai să vedem ce am primit noi aici, dacă putem să deschidem câte ceva și da. Da, uite, avem 3 de astea. Bine, e unul doar, am ajuns la nivelul 3. Hai să vedem cine pică din ăsta. Ok. 3, 2, 1 și ok. XP, double XP. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Vreau să scrieți acolo în comentarii dacă mai vrei să ne mai jucăm Brawl Stars în următorul episod sau dacă mai vrei să mai facem în următoarele episoade, și vreau să scrieți ce jocuri vrei să ne mai jucăm pe acest canal, pentru că ăsta a fost un videoclip așa informativ. Ne-am jucat, am făcut un mic de gameplay, să ne mai readucem aminte, să vedem care mai e faza cu jocul acum în 2024, pentru că am văzut că toată lumea se joacă. Nu m-am uitat ce-i drept, dar doar am văzut că toată lumea postează, am zis hai să intru și eu pe Brawl Stars să văd cum e, și am văzut și cam atât. Vreau să scrieți în comentarii dacă mai vrei să mai facem și ce jocuri vrei să mai facem pe canal în afară de acesta. Cam atât a fost cu Viafă Rafael, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.